Dragii mei, prin harul Domnului am citit Psalmul 15 și în acest minunat cuvânt al omului lui Dumnezeu David, el, ca unul pe care noi, cel puțin din vremea noastră, îl vedem ca pe un munte de mare între oameni, fiindcă mi se pare mie niciunul din împărați pe cale spirituală nu s-a înălțat așa de sus ca și David. Până acolo încât Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos era peste el. Și prin el Dumnezeu a vorbit despre Domnul Iisus Hristos aproape în fiecare cântare a lui, aproape în fiecare psalm. Dar dacă am luat psalmul 22 de exemplu, atunci vedem și mai adânc că primele cuvinte rostite de David aici în psalm sunt exact cuvintele de pe cruce ale Domnului Iisus Hristos, pe care Domnul Iisus Hristos le-a strigat prin Duhul Sfânt în limbi necunoscute, că nu este un adevăr, cum zice teologia, a vorbit în limba aramaică, fiindcă limba aramaică era cunoscută de toți oamenii școlați ai timpului de atunci. Și aici, la răstignire, ne spune că n-au știut ce zice și au crezut că strigă pe Ilie, când el a strigat Eli, Eli, lama sabachthani. Sau mai articulat, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dar el striga exact cuvintele acestea. Dumnezeule, Dumnezeule, sau Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, El, I, Dumnezeu și eu, Dumnezeul meu, El, I, El, I, lama sabachthani. Și aici spune la fel, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Era momentul cel mai profund din toată istoria cerului și a pământului, când un Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, gusta amarul iadului, pentru că iad se mai poate traduce despărțire veșnică sau despărțire totală de către Dumnezeu, cum zicea unul din Sfinții Părinți ai Bisericii, iadul nu ar fi cumplit dacă și acolo Dumnezeu te-ar vegea și te-ar asculta când strigi. Dar Dumnezeu este complet despărțit de cei ce intră în iad, și așa că ei nu mai au niciun fel de tangență cu Dumnezeu, oricât ar striga. Ori Domnul Iisus Hristos pentru noi s-a făcut păcat,
și a suferit până în profunzime ceea ce înseamnă păcat. El a suferit, cumplit și a gustat, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, moartea pentru noi. Sau cu un alt cuvânt, iadul pentru noi, când a fost despărțit. Acum, dacă citiți în continuare psalmul acesta, 22, veți găsi multe alte cuvinte ale Domnului Iisus pe care David le-a pronunțat de dinainte, cu sute de ani, cel puțin 700-750 de ani, le-a pronunțat întru totul că Duhul lui Hristos era în el. Acum acest mare om al lui Dumnezeu, David, ne scrie și psalmul acesta, 15, cu cea mai mare întrebare. Doamne, cine va locui în cortul tău? Ce vede David? Ce crezi că vede David? David vedea nou Ierusalim, cortul lui Dumnezeu cu oamenii, spune Apocalipsa. Sau în Galateni, nou Ierusalim care este mama noastră. Și David întreba, cine va locui în cortul tău? Cortul acesta despre care David, prin Duhul Sfânt, vorbește, este de altfel, cum v-am spus, nou Ierusalim. Dar aș vrea să vă mai spun ceva. Nu știu în ce măsură sunteți pregătiți să puteți crede una ca asta. Când noi am primit nașterea din nou și Dumnezeu, după ce am devenit născuți din nou, ne-a dat și Duhul Sfânt, fie-i slăvit numele, atunci, în acel cort al lui Dumnezeu din ceruri, noi am primit acolo un locaș, un cort care nu-i făcut de mână, ci de Dumnezeu. Sau mai bine zis, acolo ni s-a făcut un trup duhovnicesc și ăsta rămâne trupul pământesc. Și ca să nu mă duc prea departe cu asta, s-ar putea întâmpla ca Domnul să îmi aduc aminte și să vă vorbesc mâine seară despre asta, ca să putem pricepe mai adânc. Oricum, noi suntem în evidența lui Dumnezeu. Mărească-i să numele. Cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Nu numai David pune întrebarea aceasta. Întrebarea aceasta o pune și Moise. Și Moise o pune mai particular, mai expre, mai pentru el, mai individual. Moise întreabă pe Dumnezeu, mă cunoști tu pe mine? Îi numele meu scris
acolo și odată locuiam încă la Sebeșel. Era după anul 75 sau 78. Și citind acolo pe Moise, m-a luat o teamă, o frică, o groază. Și am început să mă întreb și eu: Doamne, eu mă duc și vestesc Evanghelia, eu fac ce pot, cât Tu îmi dai putere. Dar eu mă cunosc pe mine, eu am multe slăbiciuni. Eu, după cum mă verific, nu corespund în totul ca să fiu scris acolo. Dar aș vrea să fiu scris? Sunt sau nu sunt? Doamne, dacă omul Tău, Moise, cu care ai făcut atâtea semne și atâtea minuni, semne nemaipomenite, nemaiauzite, și-a avut o îndoială despre sine și-a cerut un răspuns, să știe și el, sigur, e scris în cartea ta, ori nu-i scris. Acum eu rămân în fața ta, Doamne, cu întrebarea asta, nu cumva eu sunt ca un lucrător cu ziua. Azi lucrez aici, mâine lucrez acolo și când isprăvesc, Doamne ferește, eu să nu fiu scris acolo. Pă cum? Și m-a apucat criză. Și așa aș dori să vă apuce și pe dumneavoastră câte o criză. Nu de bani, nu de ce știu ce. Criză spirituală care să vă motiveze a întreba pe Dumnezeu adânc despre situația proprie. Ce-am făcut eu atunci, în criza aceea? Am ieșit din casă, am deschis ușa curții, am trecut strada, am descuiat ușa curții la adunare, am încuiat-o înapoi, m-am dus la ușa casei de rugăciune, am descuiat-o, am intrat în lăuntru și am încuiat-o înapoi și am venit în fața amvonului. M-am pus în genunchi și am început să strig: Dumnezeule, dar mă cunoști Tu pe mine? Dumnezeule, dar numele meu e scris în cartea Ta? Dar de ce strigam? De ce setea asta de a striga era mai mare, mai mare, mai mare? Lăuntru îmi ferbea tot. Și la un moment dat, a stat pe genunchi, ni s-a părut nimica toată. M-am aplecat în cote și în genunchi și am strigat din cote și din genunchi. Și mi s-a părut că nici așa nu stau bine. Și m-am înșirat pe burtă jos și am strigat de acolo: Doamne, din țărâna pământului strig către Tine, mă cunoști Tu pe mine? Doamne, eu voi locui acolo cu sfinții Tăi, Doamne. Și am început să mi se mărească strigarea și criza, încât la un moment dat, uitați așa, m-am tăvălit cât am încăput între bănci și înapoi până între astelalte și înapoi. Strigam, plângeam, urlam să capăt un răspuns. Mă cunoști Tu pe mine, Doamne? Îți scris eu în cartea Ta?
și sufletul nu mi se liniștea. Și am sărit de acolo în picioare și am luat-o la fugă până în păretele celălalt, strigând, și am ridicat mâinile și am fugit înapoi la amvon și iar am fugit și iar am fugit și iar în genunchi și iar pe burtă și iar m-am rostogolit dintr-o parte în alta și nu-mi găseam alinul și liniștea. Era tocmai pregnantă întrebarea în sufletul meu: Doamne, mă cunoști? Sau eu sunt numai așa, ca un lucrător cu ziua? Azi lucru în lucru tău și mâine ce fac? Îți eu scris în cartea ta? Și cu timpul mi s-a liniștit duhul, am stat iară frumos pe genunchi, m-am răcorit, am ieșit, am deschis și am încuiat ușa, după ușă m-am dus acasă. Copiii, nevasta, toți în jur: unde ai fost, ticule? Unde ai fost, ticule? Că nu știu cât o fi durat. Și ei n-aveau de unde mă lua. Că n-am zis nimic când am ieșit. Spre mirarea lor, că eu nu mă duceam, de exemplu, la tauletă care era afară, dacă nu le spuneam în casă, mă duc până la veceu, cum ziceam noi. Dar eu nu ieșeam din casă să mă duc la graj sau la veceu sau undeva și să nu spun unde mă duc. Astăzi am văzut mulți frați, multe surori, că trăiesc la oaltă, sunt soț-soție, dar iasă din casă, nu zice nimic, vine în casă, nu spune unde a fost, ce i s-a întâmplat, nu? Noi n-am fost așa învățați, noi am fost învățați să comunicăm profund orice amănunt cu familia și unul cu celălalt. Și acum ei mă întrebau: unde ai fost, unde ai fost? Și eu ezitam să nu le răspund. În timpul ăla vine de la Sibiu doi frați cu o mașină. Frate Hozan, hai repede! Hai repede! Dar ce s-a întâmplat, mă? Pe la noi săptămâna asta evangelizare. Am chemat pe cutare de la Cluj, au zis că vine și acum pe când să începem adunarea, mi-a telefonat că nu mai vine. Dar atâția oameni vin de nu-n cap în adunare. Și o să fie foarte mulți și ne-am gândit unde să fugim. Și au venit la noi, de la adunare din Sibiu până la noi, între 70 și 80 de kilometri, că mai din coace din Sibiu până la Sebeș 60. Și noi mai avem 10 și de acolo până la adunare, cam pe la 80 de kilometri. Să vii repede, să vii, nu? Zic către nevastă, ce fac? Păi mă, îi sară, păi mâine merg la lucru, păi iară, tot așa, mă, zilnic. Tu pieri umblând pe drum camel cu cochila în spate. Păi mă duc, tu, nu, ce să zic? Păi du-te dacă tu ai pe inimă. Și mă duc la Sibiu. Am uitat, totul a dispărut, criza aia din lăuntru meu. M-am urcat la frații ăștia și am mers povestind până la adunare în Sibiu. La adunare în Sibiu, Bișboacă conduce programul, Nicu Bișboacă. Ăsta, pastorul lor, încă nu era pus în funcție, dar era prezent și el acolo. Că atunci se tocmeau lucrurile cu Iosif Târlă. Hai repede, hai repede, făcea cu mâna de la amvon. M-am dus repede. Când m-am dus, m-am plecat jos și m-am rugat, el a pus să mai cânte adunarea, un verset, două de cântare, și când m-am sculat, poftim, uite aici am citit. Că mie asta îmi plăcea cel mai mult. Oriunde ajungem,
cineva să citească un text și să-mi spună ăsta e textul nostru pe azi. Și eu vorbeam de acolo. Acum m-am ridicat în picioare și am început să vorbesc. Când am început să vorbesc, doar nu dura 10 minute de predică și de penultima bancă să scoală un bărbat mai scurt, așa, dar robust, și ridică mâna. Am înțeles că are un cuvânt de spus. M-am oprit, m-am uitat la el și el a început să strige de acolo. După ce a vorbit 2-3 cuvinte în altă limbă, a început să strige de acolo. Bărbatule, care ai vrut să știi și să afli dacă numele tău e scris în carte sau nu, mai gândeai că mi se tăiau picioarele, că n-a fost nimeni cu mine, numai eu și Domnul când mă tăvăleam în criza mea spirituală. Să știi, bărbatule, că atâta vreme cât vei vesti cuvântul meu și cât vei umbla în adevăr și așa mai departe, numele tău din carte nu se va șterge. Și am glorificat pe Domnul și am continuat. Și apoi le-am spus și lor de criza care am avut-o, ca să se întărească cei ce au auzit. Mi-e așa de drag Duhul Sfânt și lucrările Duhului Sfânt. Și îmi place foarte mult să aud vorbiri în alte limbi. Și îmi place foarte mult să aud spunând frați vedenii, dar toate astea să fie foarte temeinice. Doi inși, nu știu, aseară, alaltă seară, vin la mine și îmi spun, frate, dacă cineva prorocește așa și așa și așa, păi eu ce zic? Păi eu ce să zic, mă? Ce să zic? Păi ea, da, nu prorocește niciodată ceva, așa. Mă, copii, păi dacă cineva prorocește că păsările au aripi, apă asta o știm cu toți, vedem cu toți, apă asta nu trebuie prorocită. Vrei să vorbești despre ea, vorbește. Dar prorocia descopere secrete care nimeni nu le știe. Slăvit să fie Domnul! Sau foarte mulți sunt cu adevărat un fior care îndeamnă să vorbească în numele Domnului, dar ei când încep să vorbească, vorbesc lucruri scrise în Scriptură. Asta. Aia o poți vorbi de aici, de la amvon. Prorocia, când se manifestă, ea descopere taine dumnezeiești. Ea descopere, dacă e cazul și Domnul vrea, păcatul cuiva. Sau descopere pe un păcătos pe care vrea să-l ierte Dumnezeu. Și fratele l-a pus sub tot disciplină. Și prorocul nu l-a văzut niciodată, nu știe nimic. Se duce și pune mâna pe el și strigă, cum s-a întâmplat în multe cazuri. Astăzi îți ridic povara și îți iert păcatul. Păi nimeni nu se mai poate băga peste Duhul Sfânt când vede o realitate ca aia. Glorie Domnului! Oricum, întrebările lui David sunt extraordinar de mari. Doamne,
cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Ori munte sfânt, nu era vorba de un oarecare munte din jurul Ierusalimului sau țara lui Israel, ci era vorba de muntele sfânt. Și muntele sfânt e poporul lui Dumnezeu. Adică cine va locui în poporul lui Dumnezeu? Cine va fi atunci când acest popor va fi separat dintre toate popoarele lumii? Cine va fi? Că Dumnezeu aduce o zi în care va trimite pe îngerii săi cu trâmbiță răsunătoare și va aduna din cele patru colțuri ale pământului sau cele patru vânturi pe toți cei ce sunt ai Domnului. Îi va aduna la un loc. Locul acela mai este numit în Scripturi odăiță. Când se va zice, intră poporul meu în odăița ta până vor trece necazurile. Dar ei vor fi luați din mijlocul necazurilor. Teologiile de acum a unei evanghelii prospere, cum o numesc unii, sau mai știu eu, ăștia au alte teorii în teologiile lor. Ei spune că Domnul Iisus Hristos, înainte de năcazuri, va veni și își va lua mireasa. Dar vă închipuiți mireasa, cine o numește ei? Aceia oameni care aici pe pământ n-au voie să fie nici măcar bolnavi. Că sunt ai Domnului și ei nu trebuie să fie bolnavi. Dacă ești bolnav, înseamnă că ești păcătos. Dacă ești bolnav, înseamnă că nu ești al lui Dumnezeu. Dacă ești sărac și suferi, înseamnă că nu ești prieten cu Dumnezeu. Și așa multe altele. Chiar l-am ascultat pe Bunii Cocaru, pe Țon, pe ăștia care au apucat acum cu ideea lui Cristă la din Africa. Păi nu trebuie să fii bolnav, noi suntem ai Domnului, nu trebuie să fii bolnav. Apoi am dat pace lui Țon, dar am stat de vorbă cu sora Veta, nevasta lui. Și am spus, soră Veta, spune-i la fratele Țon să nu-i spun eu, că poate cade greu. Dar spune să mai corecteze un pic, să nu se ia după Stambran, să se ia numai după ce-i scris. Păi apostolul Pavel, după toate presupunerile și după ce reiasă din cuvânt, am putea spune noi azi că a avut cancer. Pentru că întâi și întâi spune că era un țăpuș în coastă. Dar țăpușul ăla din coastă, la un moment dat, îl numește un sol a satanei care îi mănâncă carnea. Ori asta cancerul o face. Mai târziu la Galateni se scuză și le mulțumește că nu s-au potignit în rana lui din față, greu mirositoare. Se vede că a făcut metastază și a explodat aici undeva, de se vede. În cartea Ovadis Domino, Venicius îi spune unchiului său, împăratului Romei, unchiule, am întâlnit pe Saul, acela la care îi se zice Pavel.
a cărei cuvânt zguduie lumea și găcește gândurile inimii. Era un om așa și umbla cu fața ascunsă în leverul hainei, pentru că rana lui era vizibilă, era aici. Ori, așa o evoluție a unei boli în zilele noastre o face cancerul. Dar pe atunci nu era, nu se știa să-i zică cineva cancer. Și eu zis, o s-o la satanii. Mă pălmuiește, deci o să s-o la obraj, îmi mănâncă carnea, întâi mă înțapă în coaste și așa mai departe. Și Pavel notează că am rugat pe Domnul de 3 ori să-mi-l ia. Și Domnul a zis că nu. Apoi pe cutare l-am lăsat bolnav în Kengria. Apoi Timotei suferea de o boală a unui stomac leneș, că nu era bolnav de stomac, ci din pricina stomacului era bolnav. Se vede că dacă mânca o carne, mânca ceva mai gras, apoi după aia trebuia să stea oare în șir adunat tot grămadă. Că pe atunci nu era sodă de bucătărie, picarpone, să iei o linguriță, să o bei cu apă și gata, rezolvă problema. Sau un bumb de la farmacie și dacă ți-i cumva ceva, l-ai beut și gata. Sau o cola, să o bei și râgă de câteva ori, scos tot de pân crestele stomacului și te duci mai departe. Suferei. Dar fiecare din ăștia erau bolnavi. Și apoi ăștia, sora Veta, am zis că ăștia nu au fost a Domnului. Spune-i lui fratele Iosif să corecteze treaba asta. Mi-a mulțumit sora, nu știu ce-a făcut după aia, că am stat cu ei sâmbătă. A fost două săptămâni. Sâmbătă a fost 2 săptămâni, am stat cu ei la masă. Și apoi el s-a dus, probabil obosit sau ceva, s-a dus sus și am rămas numai cu ei și atunci i-am putut spune multe lucruri. Că noi ne cunoaștem de mult. Eu cu el și cu Beni Poplăceanu și cu alții, mă rog, am înființat Radio Vocea Evangheliei în Sibiu și alte întâlniri. În fine, acum ăștia spun că aici pe pământ nu trebuie să suferi. Când va veni năcazurile, să vie Domnul să te ia înaintea năcazurilor, să n-ai nici atunci parte de năcazuri. Lucru care nu corespunde biblic, pentru că Apocalipsa zice cine sunt ăștia și de unde vin și ce răspuns capătă? Nu vă vedeți că nu vor sta până la terminarea năcazului pe pământ, aia e altă treabă, dar ei vin din mijlocul năcazului, din năcazul cel mare. Și sunt îmbrăcați în alb și merită să fie că s-au spălat hainele în sângele Mielului. Mărit să fie Domnul! Ei, acum David pune întrebarea asta. Cine va locui acolo? Nu avea soluția sângele lui Iisus pe care noi o avem. Noi o avem și știm că te poți curăța și spăla în sângele Domnului Iisus prin credință. Mărească-i să numele. În schimb, el primește câteva răspunsuri foarte interesante
Și răspunsurile vin de la Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Hristos. Cel ce umblă în neprihănire. Ce înseamnă cuvântul neprihănire? Sau prihană? Că mai avem și acest cuvânt, fără prihană în calea lor. Cei ce sunteți, nu știu dacă sunteți pe acei careva, din jurul comunilor turți, Vama, sau de pe la Codreni, Poienița de sub Codru, sau pe acolo, în cei ce țin de țara Oașului, aia când se mânia unul pe altul și îi trăgea atenția să aibă grijă că deja l-au mâniat, apoi spune, măi, vă sămână, vrei tu să tai o bucată din prihana ta? Adică să-i bage cuțitul în burtă, să-i tai o bucată. La burtă ei îl numea prihană, adică loc murdar. Deci fără prihană, fără murdărie, fără păcat. Aia înseamnă fără prihană. Cel ce umblă fără murdărie, cel ce umblă fără păcat, acela va avea dreptul acela. Cel ce umblă în neprihănire, adică în afara păcătuirii, în afara lucrurilor murdare. Cel ce face voia lui Dumnezeu, împlinirea cuvântului scris, că voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și în relațiile cu oamenii, unul cu altul, spune adevărul din inimă. Unde eu am locuit, satul de naștere a nevestei mele, deasupra noastră începe munții Carpați de miază zi. Prima comună acolo sus e Lomanu, apoi mai sus încolo urmează altele și Șugagu și alea. Și acolo oamenii erau ciobani. Ei umblau mult cu oile și cum că nu avea cum să le sature de multe ori, păștea câmpurile altora, holdele și așa mai departe. Și strica cu ele, știi? Și atunci ei se ferea să spună pe unde umblă. Și când venea de la oi către casă, el întreba, de unde vii, mă? Apoi de acolo, de către Orăștie. Dar el venea de către Copșa sau de către Târgu Mureș sau de către Sibiu, dar el făcea că în partea alaltă ar fi fost. Sau unde te duci? Păi iară, de alte direcții, nu spune unde mere. Niciodată de la ei nu vei afla. Până astăzi nu mai umblă toți ciobani, o găta, dar nu afli unde merge și de unde vine aia, nu ți-o spune. Că așa au crescut. Aici spune că în relațiile cu oamenii tu trebuie să spui adevărul din inimă. Să nu duci pe nimeni în rătăcire cu vorba ta. Dar acela nu clevetește cu limba lui. La ora actuală nu vorbim de cei din lume, nu avem treabă cu ei, dar cei din biserică, foarte mulți se ocupă de clevetire. Și clevetesc când se întâlnesc.
clevetesc în holul bisericii, clevetesc stând pe bancă, 2 cu 2 sau 2 cu 2, ai auzit aia, ai auzit de ăla, ai auzit cu tare, ai auzit cu tare. Și pe lângă ea mai nădește și ce crede pe lângă ce-a auzit. Și clevetirea e gata. Merea acasă, nu putut aci tot. Pune mâna pe telefon și un ceas este asigurat. Poți să tot auzi știri. Dar toate astea sunt clevetiri. Acela nu clevetește cu limba lui. Ce lucru mare! Nu clevetește cu limba lui și nu face rău semenului său. Așa cum știm cu toți ce se întâmplă azi și câte răle se fac la cei mai buni prieteni, între frați de aceeași credință, la cei care te-au ajutat mai mult, tu născocești cum să-i faci rău cel mai mare. Vedeți? Trăim zilele astea și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Ce lucru mare! Știți că Iosif, bărbatul Mariei, a fost numit de Dumnezeu neprihănit pentru faptul că, deși a văzut că Maria, logodnica lui, e însărcinată și era însărcinată bine, adică de cel puțin 6 luni sau 3 luni, pentru că după ce i-a vorbit îngerul și i-a descoperit că și rudenia ei, Elisabeta, e însărcinată, ea s-a dus la rudenia ei, scrie Luca, și a stat acolo cam 3 luni. Păi dacă îngerul i-a spus e de 6 luni și a stat 3 luni, însemnează că ea a stat până a văzut copilul, că s-a născut. Și apoi a venit acasă. Deci Iosif a văzut bine, ea e însărcinată. Dar ce făcea Iosif? Închipui eu, cam cum s-ar întâmpla azi. Maria merea pe o parte de stradă, Iosif pe cealaltă parte de stradă și nu se uita la ea. Și Maria cu durere, Iosife, nu mai vii la noi. Iosif e asta și asta, dar Iosif nu mai zicea nimic. În schimb, scrie Biblia, nici nu vroie să o facă de rușine, să spună el, uite-te, eu sunt curat, eu nu m-am atins de ea și ea e gravidă. Nu vroie să o facă de rușine. De ce? Pentru că era neprihănit. Deci a nu vorbi de nimeni de rău și a nu face pe nimeni de rușine, ți se scrie în catalog nota 10. Ești neprihănit. Dar reziști? Când vezi câte vezi, reziști să taci, să înghiți și să nu zici că te nimeni de rău de nimeni altul. Era la noi o soră, Ghib Stănuș Rusalina, o femeie înăltuță, slăbuță, părăsită de bărbat că s-o pocăit, rămas cu 2 copii. Nu avea ce mânca, umbla prin sat și tot întreba la femei, nu ai să îți torc un caier de lână sau de cânepă sau n-ai ceva să-ți țăs în război sau așa să facă ceva. Și apoi aia să-i dea de ale mâncării.
cucuruz, grâu sau slănină sau ceva. Și tot ce era bun hrănea copilașii și ea mânca câte o coajă de pâine pe care în adins o punea să se uște undeva și când era mai uscată de deabdea o rupe în dinți, pe aia o mânca. Și nopți în șir torce și țăse ca să-și crească copilașii. Petrea ei s-a încurcat cu o vecină, a luat-o și pe aia de la vecinul său, s-a dus în treabă și tot el a dat-o în judecată ca să se despartă de ea. Și s-a dus la Alba Iulia, la tribunal. Când a fost acolo, ea i-a cerut, hai aici, jură că spui adevărul. Ea a zis, eu nu jur, eu numai adevărul vorbesc, eu nu mint și de aceea nici nu jur, eu nu jur. Dar aici ești instanță, aici așa, așa. Dacă vreți să mă ascultați, eu spun adevărul, dar eu nu jur. Na? În cele din urmă, nu, ce-i face, spune adevărul. Apoi eu vreau ca Petre să nu se ducă de la noi și să stea tată la copii, că avem o fetiță și un băiat și să aibă și ei tată și să stea și în familie. Bine, dar el, uite, stă cu alta, nu mai vine la tine. Ce spui la asta? Eu nu vreau așa. Ăsta era adevărul. Ea nu vroia așa. Dar nici o vorbă, că o bătut-o, că de multe ori o trebuie să sară pe jam în uliță și era înalt, cădea și se zdrobea toată. Nu a zis nicio vorbă rea de Petrea ei. Și l-a obligat să-i dea atâta pe lună pentru creșterea copiilor și cum că era pe numele lui să le dea alocația care statul îi dădea lui la salar. El nu le-a dat nici 5 bani toată viața cât o trăit. Au ajuns mari copiii. Și chiar când s-a însurat băiatul, l-am sfătuit, du-te, teamă și pe ticul tău. Și și-o lua nevăstuța, s-a dus la el, l-a chemat să vină, dar nu a venit. Măcar atunci să fi venit să-i fi dat ceva, dar nu, nimic. Și sora Rusalină ieșea și avea o capră, ieșea cu capra acolo, în centrul satului. Ăsta avea vacă și capre și ieșea și el. Și când sosea și se întâlnea, ea trecea frumos pângă el. Bună dimineața, Petre, ce faci? El o înjura de numa. Ori de câte ori se întâlnea cu el, îi dădea bineță și îl întreba de sănătate. Și nu l-o dat niciodată în judecată, uite, n-am ce mânca să dea ceva la copii. Nu! De ce? Era neprihănită, era pocăită. Doamne Iisusă, dacă doi frați vorbea ceva de mine sau vorbea ceva de un alt frate sau de o altă soră, când îi auzea că începe o vorbă de cineva, ea nu zicea nimic, numai să înturna smerit așa și pleca în drumul ei, dar nu stătea să asculte o vorbă rea de cineva, Doamne feri. Și eu cred că ea are un loc în cortul lui Dumnezeu. Eu cred că ea are un loc pe munte. Ea va sta acolo lângă Domnul. Dar ce te fii face tu, care toată ziua bălăcărești, ori la telefon, ori așa, ori așa,
Tu numai gați de a vorbi de unul și de altul. Ce te vei face? Dragul meu, e grozav lucru să cazi în mâinile lui Dumnezeu. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra apropiului său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar nu-l vorbește către nimeni, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Mărit să fie Domnul! Cred că și lecția acestui psalm este minunată pentru noi și l-am putea citi în fiecare zi până ne vom corecta așa fel ca să nu mai aruncăm o cară asupra nimănui și dacă îl vedem că merită dispreț, să nu povestim despre situația lui la nimeni. Să ne vedem de noi, ca să nu ne pierdem locul din cortul lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Haideți să ne mai rugăm o dată și cred că acum putem să aducem cu noi mărturisiri înaintea Domnului. Doamne Iisuse, Tu știi de câte ori am fost furat de ideile mele și am vorbit de unul și am vorbit de altul și știi cum m-am purtat cu ăla și cu ăla și dacă îți aduci aminte cu numele, pomenește-l înaintea Domnului și roagă-te pentru el că l-ai neîndreptățit și să uite și el și Domnul să uite toate purtările noastre rele și să le arunce în marea uitării ca să avem loc în cortul lui. Amin.